Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dilemă care chinuie lumea, nu toată lumea, dar o bună parte din lume dintotdeauna și-a găsit răspunsul sau e pe care să-și găsească răspunsul. Problema celebră, cine a fost primul ou sau găina, dacă nu dormiți din această pricină. E ciclu Galileo Galilei. Când a fost în sfârșit lămurită, găina a fost prima, s-a dovedit științific, să le mulțumim cercetătorilor britanici și chinezi. Opa! Da. A fost lucrare comună, a fost joint venture. Joint venture, dar ne-au luat această grijă de pe cap. Deci, oamenii de știință de la Universitatea Bristol din Anglia și Nanjing din China, Nanjing precum restaurantul... Uh-huh. Da. Există un restaurant în București, un restaurant chinezesc, care a fost, cred, primul restaurant chinezesc din această țară. Este pe Bulevardul Ana Ipătescu, cum se zicea pe vremea aia, între Romană și Calea Victoriei, restaurantul Nanjing. Da. Știi că la origine a fost restaurant. Dar ce era? Se studia pentru se cine studia a fost primul, ou sau găină. Sper să nu credă cineva că fac reclamă. Deci acolo era un cuib de securiști. Dacă te duceai la Nanjing, erai fotografia, nu știu, că veneau diplomații străini. Securiști britanici. Da. Și am ajuns odată acolo de ziua unei colege de clasă și a făcut, nu știu cum a reușit să fac. Și a mâncat ceva. Da, probabil. Excepțional a fost, n-am mâncasem niciodată așa ceva, porc cu alune. În primul rând că nu se găseau alune în vremea aia în România și da, nici da. Porc nu prea se găsea. Uh-huh. Ideea să le iei pe amândouă și porc și alune gătite într-o farfurie, mama, a fost nebunie și mi-a rămas în minte chestia asta, deci din clasa 11-a, până în urmă cu vreo 2-3 ani, când împreună cu gașca am zis, bă, dar de ce nu mergem noi la această cârciumă chinezească, dacă e să fie, la pe care o știm din copilărie și n-am mai fost niciodată. Și ne-am dus la cârciuma asta, unde este, cred, 80% același personal de atunci, sunt aceiași oameni. Români sau chinezi? Români, români. Uh-huh. Și au același porc cu alune, mă, că am cerut porcul cu alune și mi-am adus aminte de copilărie. Mă, pe cuvântul meu, cred că... Bun, acum, sigur, sper că nu e făcut proaspăt. Dar un porc cu alune, corect, cinstit, comunist, l-ai găsit atunci, îl găsești și acum. Ce mișto. Ce vrei? Oamenii de știință de la universitate... Pe care concluzia? Deci cine a fost primul? Concluzia este că au descoperit, cu multe cercetări, că strămoșii găinii s-ar putea să nu fi depus ouă deloc. Deci găina a fost prima? Se credea anterior. Da. Mai pe scurt, acum sute de milioane de ani, strămoșa găinii... Era mamifer? Da, domne, nu, făcea pui vii. Pe nu asta. Făcea nu, făcea pui vii. Deci e un Cristoiu... Practic, când el a publicat că găina care face pui vii, el a fost... Nu-mi dau seama dacă mai avem timp? Nu 15 secunde. 15 secunde. Nu-mi dau seama dacă Ion Cristoiu, eu cred că el chiar credea că lucrurile care apăreau în ziarul lui erau adevărate. Adică, dacă te uiți acum la ce gugumănii spune, pe unde apare și ce prostii spune și cât de serios le zice, eu cred că el chiar credea. Atunci cu găina, cu pui vii și acum cum crede el toate conspirațiile și le zice la, pe internet. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.